Suntem aici, la spinerele noastre, la Savarina lui Machiavelli. Dragii noștri, astăzi vom discuta despre viteza strănutului. Să vedem cât de deștepți e studenții de aici. Îmi puteți spune ce viteză are un strănut? Nu știți? Nici doamne? Dar nu v-ați întrebat așa când sunteți legi? Pentru că puteți pune în nesiguranță ceilalți participanți la trafic. A, domnule, lasă-mă cu șmecherile astea, că nu știu de unde ești. Care este viteza unui strănut? Păi am înțeles că de 180 de km pe oră. Strănuță des? Văd că e puțin răcită. Da, dar mă grăbesc la un seminar, sincer. Okay. Ce viteză are strănutul? Nu știu, îmi pare... La ce student? La geografie. Nu știi ce viteză are strănutul? În anul întâi abia. Să rămână. Studente? La vârsta noastră, da. Strănutați des? În perioada aceasta? Nu. Păi după cum arată părul, cam... Cred că des. Ce viteză are un strănut? Secunde sau în ce sens? Nu știu. Kilometri pe secundă. Haideți să ne dați așa o cifră aproximativă. Geografie, nu fizică. Nu, am venit să-mi dau seama, oricum, sunt rapid. Ați strănutat, nu? Da. Ce viteză are strănutul? Asta nu mai știu. Cam câți kilometri la oră are aerul din gura dumneavoastră? Bine, acum. Bună dimineața, fetelor! Când ați fost răcite, ce viteză ați strănutat? Foarte repede. Foarte repede? Cam ce viteză aveți în gură? Păi nu știu, cam... Eu știu... Ce viteză aveți în gură? Da, viteza strănutului. Viteza aerului din gură. Știu. 3 secunde, știu. Cam 3 secunde? Așa. Și tu? Nu știu. Și un aparat de ta, te ajută, nu? Da, mă ajut. Stabilește viteza. Taifunul ce viteză are? Ochi. În ochi. În ochi. Ochiul taifunului, mă refer. Are ochi taifunul. Da. Și tornadele au ochi. Și oamenii au ochi. Oamenii au, dar ce altul și dacă au. Da. Ce viteză strănutați? Nu ne-am măsurat. Oricum, bănesc că are o viteză destul de mare. Știu că nu este foarte bine să oprești strâmpul stății de nas sau... Exact. Nu poți să te iasă ochii din orbite. Am văzut un reportaj pe Discovery. Cam care ar fi viteza? N-aș putea să-ți spun, cred. Foarte mare, cu siguranță. Care ar fi viteza aerului din gura ta? Nu știu, n-am idei. Nu ai carne de șofer? Nu. Bună dimineața! Poftă mare! Ce faci? De unde veniți? Student? Student pe aici? Nu, n-am figură de student, ce zici? Okay. Domnul meu, haideți să ne spuneți, când ați fost răcit, ați mai strănutat, nu? Da. Care este viteza unui strănut? Viteza unui strănut? Din tot corpul. Păi da, vine din tot corpul, dar care e viteza lui? Cam câți kilometri pe oră? N-aș putea să spun așa, câți kilometri pe oră. Păi cam cât are aerul din gura dumneavoastră când strănutați? Păi cred că are mai mult de 100. Salut! E studentă? Da. Când ai răcit, bănuiesc că ai strănutat, nu? Da. Așa. Dacă ai strănutat, să ne spui care este viteza strănutului. E, asta nu știu. Aproximezi. Care ar fi viteza aerului din gura ta? Nu știu, dar bănuiesc că este foarte puternic. 10 metri pe secundă? 50 metri pe secundă. Încercați. 20. 20 de ce? Metri. Domnișoara, tramvaiul? 30. Ok. Mersi. Vorbim răspunsul după, da? În pauza publicitară. Aveți idee care este viteza unui strănut? N-am. Aveți idee? N-am idee. Nu știu. De ce predați? Păi nu mai predau, că s-a cum ați pensionat. Ce ați predat? Mașini agricole și tractoare. Deci, oarecum legate de fizică, așa, ca un profesor, un domn cu experiență. Cam, care ar fi viteza aerului din gura noastră atunci când strănutăm? Cred că e măcar 4-5 metri pe secundă. Dar tu cam ce simți așa în gură, cam ce viteză ar fi? Ce viteză ar fi? nu știu, vreo 3 km, mult oricum. E mult. Am spus oricum greșit.
Mă numesc Dăsă Lavinia și viteza aerului din gură este de 3 secunde. Mă numesc Crișcă Ioana și nu mi-a stabilit viteza din gură. Blana este naturală sau este părul tău? Da, este naturală. Deci nu este părul tău? Nu. Mersi, pa!